Mai mulți tineri fermieri care au solicitat fonduri europene nerambursabile pentru înființarea de ciupercării prin măsura 112 din Programul Național de Dezvoltare Rurală în sesiunea decembrie 2011-ianuarie 2012 s-au trezit cu dosarele respinse de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Agricultură din cauza unor neconcordanțe între instituțiile statului, respectiv APDRP și APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. În sesiunea din iunie, pentru cei care accesau măsura 112, nu a existat la calcul UD, nu au existat ciupercăriile. În sesiunea din decembrie, ianuarie, cum ar fi, a fost introdus în ghidul de accesare a măsurii 112 și ciupercăriile ca virgulă afacere care poate să genereze UD-uri. Însă, în momentul când fermierii și-au făcut dosarele, le-a fost cerut la dosar un document emis de APIA în luna mai. În luna mai, când fermierii au mers să-și înregistreze ciupercările la APIA, APIA nu avea cod pentru ciuperci. Codul pentru ciuperci la APIA a venit în octombrie. Și nu mi se pare corect să le fie respinse dosarele fermierilor, pentru că li s-a cerut un document care trebuia emis în mai, când statul a venit cu modul de aplicare a acestui în octombrie. Deci, total greșit. Ei trebuia să-și asume faptul că nu a existat o corelație între APDRP și APIA, faptul că fermierii în mai nu aveau cum să declare APIA neexistând tehnic posibil să înregistreze ciupercăriile și să respingă dosarele. Corect era să accepte să fie adus un document, nu de la APIA, de la Registrul Agricol al Comunei, document absolut legal, emis tot din o instituție a statului, administrația publică locală. În județul Cluj știu sigur că există 8 dosare care au fost respinse pe motiv că nu au putut să aducă acel document de la APIA, care nici nu putea să fie emis, după cum am spus, datorită instituțiilor statului. Cine este de vină? Potrivit celor de la APDRP, fermierii sunt de vină pentru că nu au făcut propunere atunci când ghidul consultativ al măsurii a fost publicat pe pagina de internet a agenției. Asta a fost răspunsul, că fermierii n-au accesat ghidul consultativ și trebuia să vină cu propuneri. Total fals. Oricum, dacă ați citit ghidul consultativ, v-ați dat seama că nu poți să deduci de acolo că trebuie adus un document, mai ales că multe din ciupercării sunt în spații închise. La APIA nu poți declara un beci, decât teren. Dar, în sfârșit, dacă în locurile care trebuie să fie pus profesioniști sunt puși oameni care sunt acolo pe alte criterii, iată rezultatul. Fermierul până la urmă înghite, are gustul amar și merge mai departe. Trebuie să-și asume greșeala, nu să ni se dea un răspuns că a fost postat un ghid consultativ pe site-ul APIA. Dacă citim APDRP-ului, dacă citim acolo, nu o să înțelegem oricum ce document trebuie adus și a fost așa un răspuns evaziv și cineva s-a spălat pe mâini. Pentru mine personal, ca și președinte de asociație, a fost o mare dezamăgire să văd că instituțiile statului nu au puterea să-și recunoască greșelile. Ce soluții au fermierii ale căror dosare au fost respinse? Soluția va veni de la sine, pentru că în mai, acum are și APIA codul, au și toți ceilalți, și se va rezolva de la sine. Fermierul își va declara ciupercăria în mai și în iunie, când va fi sesiunea, își va putea depune dosarul. Însă mi se pare total nefiresc să mai stea încă 7-8 luni, sau poate că acum, în sesiunea asta, fiind, dau un exemplu, mai puține dosare, ar fi putut să câștige proiectul, iar în iunie să fie declarat cu un punctaj mai mic și să piardă. Pentru că, să știe, finanțarea există doar pentru jumătate din proiectele care s-au făcut în România la ora actuală. Și nu o să ia bani de la alte măsuri și să vină cu ei, dacă într-adevăr se vede accesarea fondurilor, probabil nu se va întâmpla și vor rămâne ca și la măsurile de modernizare a satelor. Potrivit calendarului estimativ al sesiunilor Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru 2012, pentru măsura 112, instalarea tinerilor fermieri va fi deschisă o singură sesiune de depunere a cererilor de finanțare în acest an, în perioada 1-29 iunie, iar banii disponibili pentru tinerii fermieri vor fi aproape 121 de milioane de euro.